Ia vă rugăm, mă. Dar la cumătru meu, care știe toată lumea că îl iubesc și respect, dar la cartof. În primul rând, pentru nasul și toată familia lui, să dat 50 de euro să aibă noroc. Pentru domnul Lică, o mare dulceață de băiat, cumnatul lui, Nicolentina, care și eu vreau să spun o vorbă că respect, să-i trăiască băieții lui, tot ce iubește. Pentru familia Buturugă, pentru băieții lui Joița, o boxă mai cu Costel Bosu, vărul lui Florin, vărul lui finului Vasile, 100 de euro de la carton. Pentru Mircea și toată familia lui, și pentru Paul, și pentru verii lui, pentru sura și toată lumea, și frații lui toți, și pentru Ginerica, Ion, frățiorul lui, dar Dumnezeu noroc, și pentru mine și ochii mei, copiii mei și toată lumea. Fac și-o două vorbe aici, pe care cum ea scenă pentru toată lumea. Ia-o-s. Să rămână vă. Măi, Doamne, viața asta e o scară. Măi, Doamne, viața asta e o scară, de urcă și de coboară. Doamne, Doamne, Doamne. Și pentru cumătru Trache, familia noastră, cel mai dulce de la cartofi și salam, o mare dulceață de pe ea, să rămână la fata lui, fina mea. Măi, Doamne, viața asta e o scară, te urcă și te coboară. Doamne, 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 au ce bine e la urcare, când ești tânăr și ai valoare și stă lumea la picioare. Măi, Doamne, e mai greu la coborâre, când fuge lumea de tine și rămâi singur pe lume, nici neamul nu-i neam cu tine. Doamne, dar eu am pe cineva, oricât mi-ar fi viața mea grea, când cred că n-am pe nimenea, când cred că n-am pe nimenea, atunci vine cineva. Ia-uzi. Și vine în visul meu, vine bunul Dumnezeu. Mai copilă, mai copilă, eu știu inima din tine, eu știu cât ai suferit și la nimeni nu te-ai plâns. Și la nimeni nu te-ai plâns, copile. Dar la Mehmet, pentru nasul lui, care și unchiul lui, pentru cartof, pentru băieții lui, pentru familia lui, și pentru Lică, și copiii lui, și toată familia,
Pentru Ginerica, la Sumare și toată lumea, să rămână la copiii tăi. Ce volum. Și atunci când mi-e mai greu, voi mama, și atunci când mi-e mai greu, cine vine în visul meu, vine bunul Dumnezeu. Măi copile, măi copile, eu știu inima din tine. Măi copile, măi copile. Pentru băiatul lui Cartof trebuie să slăbinească. Care cartof e inima mea. E inima mea, Cartof. Pentru doi băieți ai lui, Dumnezeu să-i odinească puțin ușor spatele. Și pentru Dibi, viața și băiatul lui, și toată lumea, toți cei care au băieți, să rămână. Și Cartof, așa cum s-a anunțat, fratele meu care m-a învățat să merg din nou, și eu pe el cât am putut și eu. Ia-uzi. Și inima noastră, Ion, inima noastră să rămână la copiii lui. Auzi ce spune Dumnezeu, Tatăl nostru care ne-a creat, că El ne face mai bun. Măi copile, măi copile, eu știu inima din tine. Eu știu cât ai suferit, eu știu cât ai suferit, și la nimeni nu te-ai plâns. I-auzi. Ai ținut durerea în tine și nu te-ai plâns la oricine. Dar eu te-am știut mereu, că sunt bunul Dumnezeu și tu ești copilul meu. Și atunci când te chinuiești, dar și de lumea te ferești. Și atunci când te chinuiești, și de lumea te ferești, și nu vrei să povestești, roagă-te la Dumnezeu, că eu te aud mereu, te aud copilașul meu. Și când inima te doare, îți trimit o forță mare, să poți să stai pe picioare. Din partea lui Lică, pentru Cartof al meu, care-l iubesc și respect, să rămână lui, să repet cuvintele astea, să rămână din suflet. Pentru familia lui, s-a mai dat 50 de euro. Să rămână din suflet, să trăiască băieții lui. Miminor. De la Vasile pentru nașul lui Cartof, care a fost și va fi mereu alături de el. Și nu o să-i calce drumul niciodată. Auzi că două vorbe originale pentru frații mei de la Lică. Ia-o-s. Spune așa, să rămână Memetule. Am făcut două vorbe care voi știți că de o perioadă încoa și de mine să ține lumea. Știți foarte bine că sunteți frații mei, dar Dumnezeu ne ține tot în picioare când vrea El. Și rămâneam acolo pe baricadă, unde vrea Dumnezeu, nu unde vrem noi. Ia-uzi.
dau. Zi de zi mă încearcă viața, dar nu pot să-mi pierd speranța. Doamne, Doamne, mama mea, măicuța mea, zi de zi mă încearcă viața, dar nu pot să-mi pierd speranța. Zi de zi mă încearcă viața, dar nu vreau să-mi pierd speranța. Speranța în Dumnezeu e tot ce mai am și eu, și fata și băiatul meu. Mai Doamne, ia mă rog, da la domnul pentru cartofi și copiii lui, să rămână să da 50 de euro cumnatul lui să aibă noroc. Da, mi-adun gândurile toate, mi-adun gândurile toate, și vreau să merg mai departe, că nu pot să mă opresc, am pentru ce să trăiesc, am copii să-mi cresc. Au, că dușmanii asta ar vrea. I-auzi? Că dușmanii asta ar vrea să-mi opresc meseria. Așa ceva nu se poate, mi-adun gândurile toate și vreau să merg mai departe. Doamne, Doamne, frățiorul lui și toată familia lui, și mă Dani și Samir, băieții lui, Lică și copiii lui, nasul mare și toată lumea, Vasile Salvatorul, inima noastră, finul lui Carton, tot ce există în această seară, să rămână, care l-a iubit pe Geambașul și familia lui, și pe nasul mare, și sunt prezenți, familia Geambașul, mulțumesc și ce vor fi alături de voi, la orice oră din zi și din noapte. Auzi, cartofule, ia-o-s. Măi, Doamne, dar eu am pe cineva, pe Samir puterea mea, ce mă răcoarește inima. Dar cine-i soarele pe cer? Mai e unul Daniel, moare cartof după el. Dar la bosul, pădu nasul lui, nasul la copiii lui, pădu toată lumea să rămână de la bos al nostru, s-a mai dat 50 de euro. De la Samira lui Cartof, pentru viața lui, tăicuțul lui, ochii lui din cap, pentru toți unchii lui care au fost mereu alături de el, și toți vării lui, și pentru Ion, generica nostru, și pentru nas și mare, și pentru toată lumea, și Daniel, frățiorul lui, viața lui. Cartofule, auzi. Credeți că nu mai pot, au, când credeți că nu mai pot, eu m-am ridicat la loc, la loc. Oh, oh, oh.
Dar a dat prime de cartofi și familia lui să rămână încă 50 de euro. Voi credeți că sunt distrus? Voi credeți că sunt distrus? Eu m-am ridicat mai sus, mă. Ia-uzi, cam un tată nume mare, cam un tată nume mare, m-a pus din nou pe picioare, spunea mereu către mine: măi copile, măi copile, ia ascultă și la mine, să nu faci păplac la lume. Dacă vrei să-mi dai valoare, ai ridică-te în picioare, ești cu mine la plimbare, să vadă toată lumea că nu le-ai făcut voia, să fii din nou norocos, că nu mi-e lețe cartof. Ăsta e nume frumos. Atențiune, de la Lică încă 50 euro pentru Aurică Giambasu. Forța României și băieții lui Cartof, Scandal, Ion și Auraș. Să rămână încă două vorbe și chem. Să rămână mult. Păi să vorbească tot orașul de valoarea lui Giambasu. Ia-uzi. E beton, 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 nu e șmecher de sezon. Nu sunt șmecher pentru o zi, sunt șmecher până noi murim, mai, Doamne. Ia-uzi. Nu sunt șmecher pentru o zi, sunt șmecher până noi murim. Le dau nume la copii, le-am dat nume la copii, mă. Să rămâne la Giambasule. A fost tăcerea lui Cartof, au la scenă acolo, s-a distrat toată lumea. Ioane, să rămâne la Ioane. Pădână și cu mare, familia Buturugă, separat, socru mic, masa lui domnul Victor, care să știe legenda vie a României!